Bun, un alt fir vechi. Mă apuc și de asta acum. Motosaba de la Bruno. Destul de mare, destul de bună, dar asta are nevoie de mult lucru la ea. Trebuie să încep în primul rând cu carburatorul, filtrul de aer, partea asta de la rezervor de aici, nu știu cum dracu ține. E și ea. Topa de eșapament a fost sudată, resudată, resudată și iar resudată. Cred că va trebui să o schimb. Aici filtrul de aer ține de bucata asta de plastic. Va trebui să schimb și aia de acolo. Aprinderea e aici undeva, fixată bine. Va trebui și asta fixată, să vedem cum fac să o fixez. Și sincer, nu știu dacă are scânteie. Normal și normal aici motorul l-avem invers. E cu bulcia în partea altă față de motosapa de la barbieri. Aici era bulcia, era mai simplu, mai avea acces mai rapid aici decât în partea cealaltă. Trebuie să-i controlez cureaua, trebuie să-i controlez uleiul, să-i controlez scânteia dacă are. În primul rând, cred că aia ar trebui să fie. Și trebuie să-i dau drumul la treabă. Să vedem și noi cum și în ce fel reușim să o rezolvăm și pe asta. Cred că e de muncă la ea. Mă apuc să demontez. Să alărge puțin asta de aici, dar nu-i problemă.
să nu-l tai, i-a pus piulițe, i-a pus... Asta doar ca să nu tai un șurub. Am rămas fără lumină. De tot.